reușești cumva să combini raționalitatea rece a vărsătorului cu intuiția emoțională a peștilor și ești unul dintre adevărații vizionari ai întregului cerc zodiacal, ai energia unui lucrător întreprinzător. Ca urmare, te confrunți adesea cu confuzie internă, pe măsură ce te străduiești să te miști în mai multe direcții deodată, dorești doar să observi viața din punctul tău de vedere. Cu toate acestea, dacă imaginația ta bogată intră în puterea unei idei, sentimentul tău de intenție va surprinde pe toată lumea din jurul tău. Pentru scopul și conștientizarea ceea ce dorești, ar trebui să explorezi în prealabil totul în jurul tău și, în cele din urmă, să-ți urmezi curiozitatea față de lumi îndepărtate. Tu ai crescut de vreme, te-ai dezvoltat rapid și devii un individ surprinzător de rezistent, care poate face față la stres. Ești de obicei destul de practică, atentă și fermă pe picioare. Misticismul nu îți trezește un interes prea mare pentru tine. Partea de vis a naturii tale este uneori manifestată în dragostea călătoriei, aventurii și romantismului. Cu toate acestea, chiar și în țările îndepărtate, stabilești întotdeauna anumite obiective pe care alții le pot găsi dificil de realizat. Ziua ta de naștere se află în vecinătatea peștilor, de aceea ar trebui să știi cu exactitate ora nașterii pentru a afla mai întâi cărui semn aparții. În continuare te voi analiza ca aparținând constelației peștilor. Peștii sunt direct legați de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități: mister, reverență, spiritualitate, romantism, diligență, sensibilitate, prietenie. Două planete te guvernează, Jupiter îți asigură reîncărcare de energie, ajutându-te nu numai să mergi cu cărdul, ci și să alegi propriile direcții de viață. Neptun te înzestrează generos cu imaginație și chiar fantezie. Dezinteresul și percepția hiperactivă pot fi atât o binecuvântare, cât și o problemă pentru tine, totul depinde de situația specifică. Ai o relație dificilă cu religia, te străduiești pentru credință, în timp ce te bazezi intuitiv pe karmă și soarta inexorabilă. Este necesar doar să te asiguri că imaginația bogată nu te conduce pe calea greșită a mirajelor, deoarece distorsiunile în percepția lumii îngreunează comunicarea, făcându-te excentrică. Găsindu-te sub egida lui Jupiter și a lui Neptun, tu diferi prin trăsături de caracter surprinzător de contradictorii, așa că ar trebui să fii atentă, sârguința în atingerea obiectivelor poate merge ușor în slăbiciunea mersului cu cărdul. Dezinteresul combinat cu o cantitate corectă de fatalism îți poate juca, de asemenea, diferite glume amuzante. De exemplu, poți căuta credința în Dumnezeu și în același timp să ai tendința să te încrezi în karma și soartă. Intuiția excelentă, umorul bogat, prietenia fermecătoare sunt combinate în tine cu o tendință de a te desprinde de realitate, pierdută într-o lume de fantezie și miraje. Prin urmare, trebuie să fii atentă la imersiune în pasiuni excesive. Planeta ta guvernatoare este Neptun. De la Neptun primești darul providenței, adevărata artă inspirată. Această planetă este patronul principal al creatorilor. Planeta ta în exil este Mercur. Lui Mercur îi poți mulțumi pentru incapacitatea ta de a sparge fenomenul în componente, de a analiza în detaliu, precum și lipsa pragmatismului sănătos. Probabil că ești interesată de întrebarea: sunt pești sau vărsător? Indiferent de poziția soarelui la naștere, tu iei cele mai bune calități din fiecare semn. De la vărsător, o minte practică și calmul; de la pești, intuiție, sensibilitate, abilități magice, o viziune largă asupra lumii, abilitatea de a gândi sistemic. Energia ta multidirecțională poate chiar să te confunde cu orice alt semn. Tu faci periodic totul la rând, sau poți pur și simplu să renunți. Depinde de voința și caracterul puternic pe care l-ai. Ai întotdeauna o imaginație puternică, ai un sens special și ești înzestrată cu un dar extraordinar. De obicei, în astrologie, astfel de persoane sunt considerate polițiști de frontieră, adică au simultan două semne zodiacale.
Trebuie însă să știi că ești predispusă unor diverse accidente, adesea te poți răni prin neglijență, lipsă de atenție adecvată. Ești dominată de dragostea de a face eforturi pentru a crea ceva nou. Adesea îți exprimi părerile personale despre problemele și ideile care ți-au plăcut cel mai mult. Progresul tău spre succes nu este niciodată spontan. Cu toate acestea, tu trebuie să fii atentă la creșterea indiferenței sau a insensibilității, care apar adesea pe fondul dificultăților și obstacolelor care trebuie depășite. În această situație, menținerea sensibilității interne este cheia rezolvării multor probleme. De regulă, crezi că munca ta și viața personală sunt două afaceri diferite, fără a avea reciproc zone de relație. Din nefericire, te înșeli profund în acest sens. Deși faci totul în mod preponderent pentru tine însăți, partea leului din succesul tău este câștigată datorită spiritului antreprenorial și cunoașterii colegilor tăi și, în special, sprijinului familiei și prietenilor apropiați. Această zonă a vieții este dominată de vărsător. Ești înzestrată cu capacitatea de a conduce, deși, în general, nu ești prea dornică să fii responsabilă pentru nimic. Colaboratorii te respectă, de obicei, pentru numeroasele tale talente și te consideră a fi un om echilibrat, de neclintit și de încredere. Cu toate acestea, atunci când simți un impuls abia perceptibil de a avansa sau de a schimba imaginea obișnuită, nimic nu ar trebui să te împiedice. Cei care te urmează trebuie să se pregătească pentru orice surpriză. Din păcate, nu ești cea mai educată dintre oameni. Singura modalitate de a-ți dezvolta politețe este să-ți petreci mai mult timp cu copiii și nu neapărat cu tine. În plus, orice activitate socială îți va spune cum să te ocupi mai bine de nevoile altor persoane. În cele din urmă, totuși, preferi să te izolezi de tot și să-ți faci propria afacere. În cea mai mare parte, scopurile tale nu sunt sociale, ci mai degrabă legate de auto-îmbunătățire. Când natura ta impulsivă aude un apel pentru ajutor, vei răspunde la el indiferent de ce. Deoarece ești adesea nesăbuită, trebuie să eviți prea multă activitate, deoarece suntem cu toți înclinați din când în când să devenim dușmani pentru noi înșine. Nu ești similară cu alții nativi din pește având astfel de calități, ești fermecătoare, amabilă, romantică, subțire și misterioasă care atrage bărbații cu vulnerabilitatea și lipsa de apărare. Feminitatea și slăbiciunea ta reprezintă principala ta grevă, creând o atmosferă de mister în jurul tău. Dispoziția ta nu este ușor de realizat și acesta este motivul pentru care uneori te face să nu continui emoțiile. Cele mai puternice caracteristicile tale sunt feminitatea și abilitatea de a dispune în mod corespunzător de caracteristicile semnului pești, fragilitatea și moliciunea. Cum afectează data de 19 februarie soarta ta? Scopul și înțelegerea corectă a principalelor obiective ale vieții sunt principalele caracteristicile tale. Tu ai început să crești rapid și să te ridici în picioare, să te familiarizezi cu lumea din jur cu curiozitate, să te transformi în personalitate viabilă și încrezătoare. Pentru o astfel de nucătare, orice stres se dovedește a fi doar un fenomen de viață minor. Te distingi prin înaltă practicitate și atenție. Nu ești deloc interesată de fenomenele mistice și poți prezenta o parte romantică în dragostea ta pentru aventură, călătorii și romantism. Este de remarcat că chiar și o parte atât de subțire a personajului tău este strâns legată de o perspectivă sobră asupra vieții, tu întotdeauna și peste tot încerci să stabilești multe obiective dificil de realizat. Îți face plăcere să creezi ceva nou și să-ți împărtășești părerile despre lucrurile care ar putea să intereseze pe alții. Cu toate acestea, pe fondul depășirii dificultăților și a obstacolelor de viață, poate exista un fel de indiferență la care ar trebui să fii atentă. Te poți descoperi gândindu-te că cariera ta de succes nu are nimic de a face cu viața ta personală. Aici se află una dintre principalele concepții greșite. Pentru tine, sprijinul extern de la prieteni și rude are o mare influență asupra aspectului practic al vieții,
Nu ar trebui să separe aceste două zone în mod drastic. Din păcate, nu poți fi lăudată pentru bune maniere, curtoazie și grijă, dragoste și compatibilitate. În relație strânsă, ești un partener pasional și răspunzi cu ușurință dorințelor unui iubit. Îți plac ritualurile de curtare și îți place să ți fie cu adevărat respectate. Cu o adevărată poveste de dragoste, poți fi ușor cucerit, dar dacă realitatea nu se potrivește cu ideile tale idealiste, devii rapid deziluzionată. Perspective bune pentru crearea unei familii în respect reciproc ai curac, Scorpion și Taur. Acești bărbați sunt cei mai compatibili cu tine, au aceleași opinii cu privire la viața de familie, priorități similare ale vieții. O căsătorie poate avea succes în alianța cu Fecioara, Balanța și Capricornul, șansele sunt de 50-50. Imediat, trebuie să fie distribuite responsabilități și obligații, să accepte libertatea reciprocă și să renunțe reciproc la câte ceva. O căsătorie cu perspective proaste este văzută cu semne precum Berbecul, Gemenii și Leul. În aceste combinații de cupluri există foarte puține perspective pentru o căsnicie fericită, este puțin probabil să vă înțelegeți reciproc. Cu celelalte semne nu are sens să mai povestesc, deși totul este posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Persoană energică, ar trebui să definești pentru tine anumite obiective la care te vei îndrepta treptat. Ar putea fi o carieră de succes. Tu ai devenit repede adult și ți-ai dat seama cât de complexă este viața și în același timp simplă. De asemenea, tu te comporți diferit la locul de muncă și la domiciliu. La domiciliu, ești afectuoasă, bună. La lucru ești strictă și practică. Îți place să trăiești într-un mare fel. Cu toate acestea, ar trebui să acorzi mai mult timp pentru a lucra, dar tu ești adesea doar leneșă. Oricine poate avea încredere în tine în orice zonă. Trebuie avut în vedere faptul că multe personaje influențează imediat comportamentul tău. Această întrebare este destul de controversată, dar tu te bazezi pe propria ta intuiție. Intuiția te înșală rareori. Ești capabilă de gândire abstractă, funcționezi perfect cu argumente logice. Poți vorbi brusc despre orice problemă. Poți fi un consilier bun, mai ales dacă obiectul consilierii are aplicabilitate practică. Sănătate și boli. Ești predispusă la accidente și ar trebui să fii atentă la deteriorarea coloanei vertebrale și a picioarelor. Ai adesea răceli, dureri de cap nerezonabile, dureri de stomac. Băutul regulat de apă este cheia pentru sănătatea ta, ți se recomandă să bei cel puțin 2 litri de lichide pe zi. Din cauza înclinației tale pentru activitate fizică, poți face o mulțime de exerciții, singurul lucru de care ai nevoie este să-ți reglementezi cu atenție numărul, pentru a avea o bună încărcătură și vigoare, pentru a asigura bunăstarea ta normală. În ceea ce privește dieta, nu te ții de ea și mănânci ceea ce vrei și când vrei. Cu toate acestea, trebuie să monitorizezi cu atenție nutriția, să iei vitaminele necesare și să reglementezi consumul de carne. Ai nevoie de o nutriție adecvată și echilibrată, deoarece obezitatea îți poate fi tovarăș de viață încă din tinerețe. Soarta și norocul. Ești o femeie talentată, ai o intuiție dezvoltată, un stoc enorm de energie creatoare. Poți obține o poziție înaltă, onoare, glorie și bunăstare. Ai succes în afaceri, în toate sferele vieții ești însoțită de succes. Trebuie să fii mai puțin aeriană, să fii atentă în relațiile cu partenerii de afaceri, acționând în conformitate cu principiul, am încredere dar verific. Dacă vei lua în considerare această regulă, viața ta va fi clară și fericită. Sfaturi pentru tine. Pentru tine cel mai important lucru este să înveți să trăiești, fără a acorda atenție grijilor și tulburărilor externe. Este important să-ți amintești că dependența de muncă nu este întotdeauna alegerea potrivită pe drumul spre succes. Poți încerca să înveți să accepți ajutorul din afară și să lași viața să meargă ca de obicei. Dezvoltă-ți răbdarea și învață să te deconectezi de la îngrijorări.
Lucrul din zori până la murm este întotdeauna cea mai bună cale spre succes. Tu nu cunoști măsurile în nimic. Atunci când joci sport, îți poți distruge spatele. Atunci când primești o sumă mare de bani cu care poți să plătești datorii, vei cheltui tot. Tu ai o mare nevoie de control. Nu trebuie să cazi de epuizare pe banda de alergare și să cumperi a cincea rochie roșie, pe care deja o ai în dulap. Este important ca tu să-ți monitorizezi finanțele. Acest lucru poate fi făcut de o altă persoană. Ia cu tine suma de bani pe care plănui să o cheltuiești, nu mai mult. Fă liste cu ceea ce dorești să cumperi și poartă-le cu tine. Aceasta te va salva de la cheltuieli inutile. Ce cadouri ți se potrivesc? Alegerea unui cadou pentru tine este dificilă, deoarece reacția la el depinde de starea ta de spirit și este imposibil să o prezic, pentru că ce dispoziție vei avea, chiar tu însăți nu știi. Dar pentru tine trebuie să dea în primul rând hrană imaginației și să fie astfel încât, lăsându-te singură, să-l poți admira sau să te bucuri de el cât de mult îți dorește inima. Te încântă ceva pufos, care curge, delicat aromat. Vei accepta cu recunoștință profundă o lucrare de artă, dar mai întâi cel care îți face darul este bine să afle atașamentele tale pentru a nu lovi clopotul greșit. Tema ta principală este un mister, trebuie să fii onorată cu daruri. Darul, înfășurat în tonuri de violet iridiscent și liliac, cu hârtia atârnată aproape de podea, împreună cu orhidee delicate din fire de argint, vor fi primite de tine cu uimire și încântare. Pe cutie merită făcută o inscripție sentimentală în numele dăruirii, de preferință în versuri. Acest lucru va spori efectul exclusivității pentru tine. O seară romantică cu lumânări și muzică clasică, o excursie de 2-3 zile pe o coastă caldă, chiar și un coș de petale de trandafir pentru baie, acestea sunt cele mai binevenite cadouri pentru tine. Inteligentă prin natură, ești capabilă să apreciezi darul sub forma de bilete de teatru sau o filarmonică. Te încântă și obiecte confortabile, cum ar fi o pernă moale uriașă sub formă de jucărie și o cameră video profesională. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde. Inel cu acvamarin sau turcoaz este un cadou minunat. Este clar că toate recomandările sunt mai degrabă condiționate. Noi înșine ar trebui să gândim ce dar este mai bine să o prezentăm celor dragi, iar stelele doar ne vor ajuta. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.